Totalmente scusato pentru intro, dar mi s-a lipit telefonul. În acest vlog aici sunteți cu mine, adică Florin02. Like. Vă rog dați un like, desigur, asta mă ajută și o să fac multe vloguri. Desigur și gaming. Aici eu în acest vlog o să mă dau un pic cu skateboardul, iar o să vi-l prezint. Skate-ul meu este puțin murdar, dar nu știu ce să fac. Chiar nu știu. Acum, dacă cureți, știți, skate-ul pe o parte e bun, pe o parte nu e bun. Deci, skate-ul meu este acesta. Acesta aici, așa, după cum vedeți pe margini, după câteva tricks, încercând să sar, să fac un ori ceva, s-a zgâriat. Uitați ce... Nu știu dacă se vede aici. Aici, așa, ceva... Aici așa e zgâriat, mai e zgâriat aici, tare. Aici așa mă dă pe un trotuar, știți? Și de fapt era crăpace, am trecut cu schitul pe acolo și foai! Mamă! Așa! Aici uitați, e murdar tot, dar și aici s-a zgâriat tare. Puțile sunt murdare, acestea este skate-ul de pe spate. Iar skate-ul de pe față ar vrea... Aia aici, un pui mei. Aici, ăsta ar vrea să fie skate-ul de pe față. Cumva așa ceva. Eu, desigur, eu o să am să mă și dau pe el. Dar mereu trebuie să știu care e fața și care e spatele. Acum eu îl verific, da, așa. Acest skate l-am cumpărat de la Decathlon cu 129. Acum parcă e mai ieftin sau mai scump. Nu știu sigur, dar știu că este. Modelul meu s-a... și alte modele, desigur, penicoturi, skateboarduri. Ar fi super să avem, să aibă toți oamenii așa ceva și să se dea cu el, nu? Vă rog, abonați-vă, dați like, share, comentarii dacă vă doriți, dați, faceți, scrieți, pui mei. V-am zis o să facem și gaming și altceva, fiind, depinde, cum ar fi, da, gaming, o să mai facem și vloguri alături de Alex Echipo, după cum v-am zis, și are un canal, are 2 sau 3 abonați, așa că vă las și ne vedem data viitoare într-un vlog tot astăzi, mai lung. Acest vlog a fost cam scurt, dar în următorul vlog o să fie ceva mai lung. Ciao!